Tăcere! Nu s-ar putea vedea mie fatală, precum te faci, așa să te și simți? Sau ce ne va vede că tot așa am fost chiar aici? Sunt hotărât. Să ne auzi, Dancă, în ceasul care bate. În rai te cheamă sau în iad te abate. Dacă aș pune accent pe ceva, anul acesta ar fi nu numai pe dans actorie, ci și pe originalitate. Ceea ce m-ar interesa foarte mult e să văd și foarte multă originalitate. Ceea ce cred eu caracterizează un coreograf față de un aranjor este faptul că vine cu idei ale lui, idei originale, cu idei trăznite, cu idei ieșite din comun și neimitând pe nimeni, nici chiar pe sine însuși. Smește-te cu ceea ce ai! La unui actor înseamnă de fapt modalitatea lui prin care el își folosește corpul într-un sens profund care să-l ajute la mesajul pe care l-are de transmis. Nu există o tehnică a dansului contemporan care să folosească actorului. Există doar o tehnică, dacă vreți, pe care eu o desprind din adevăratul sens al cuvântului și anume din tehneul grecesc, care înseamnă cum se face. Atâta timp cât tu știi cum se face mișcarea corpului tău, înseamnă că tehnica ta este valoroasă, înseamnă că tehnica ta este bună și înseamnă că tehnica ta te va ajuta să transmiți mai departe ceea ce ai de spus. Ce nu mai dai culița, cum ne-ai dat până acum, cum ne-ai dat până acum. De lumea asta, numai floarea din sufletul omului se ofilește, nevăzută de nimeni. Să-ți cunoști corpul. Cred că este extrem de expresiv să-ți construiești dramaturgia corporalității și a mișcării scenice funcție de mesajul sau de contextul amplu al reprezentării scenice. Și cred că foarte mulți dintre tinerii actori de astăzi au reușit să demonstreze asta. Dar m-am mirat grozav când am auzit-o și vorbește ca oameni.
Am terminat anul trecut la secția de arte actorului în Timișoara. Momentul meu se numește Dumnezeu dansează și e o dramatizare a filozofiei lui Nietzsche. E făcut de mine, da, e adaptarea făcută de mine, coreografia făcută de mine și tot conceptul. Dumnezeu a murit! Noi l-am omorât. Voi! Și eu. Noi toți. Nu dacă ci moară într-un de ani nesfârșit, nu ne prăbușim în toate părțile fără încetare? Noi vrem ca supraomul să trăiască! În general, în facultate nu se prea studiază coreografia sau dansul și cumva aici vedem fiecare ce bagaj are și unde mai are de lucrat. Mie îmi place foarte mult că e o temă deschisă, care îți permite mult mai multă improvizație decât temele anterioare, care, după părerea mea, erau mai rigide. Și îmi place că îți stimulează expresivitatea corporală. Am putea fi fericiți. Voi ați creat un monstru și voi răzbuna pe toți. Destinul mi-l recapă și tronul mi-l pus sub lacă. Și Caligula va capitula, îi pun regula și pun calul la senat drept consul și îndrept totul. Și acum calul meu va deține votul. Am terminat actoria în 2017, la Cluj, la clasa profesor Micloș Baci. Și acum, în 2019, urmează să termin masteratul în regie. Am avut eu mai de mult o idee, un spectacol întreg, un moment întreg, în jurul puștii lui Cehov. A zice că regia e a mea, coreografia e colectivă. Nu mă consider bun neapărat pe coreografie. Unii zic că știu dansa fain, maică mi-a zice că nu știu. Lumina. Telu. Ai permis?
Deport armă pentru armă. Ha? Porți o armă și n-ai permis de port armă, ha? Ce zici, mă, Constantine? Lasă-o. Lasă-o jos. And all that jazz. Mai din ori? Ce de amăgăs? Tu știi că acum știi că a lăsat-o Dumnezeu și se vorba de cu găinele. Zic. Hai să mă duc și eu până la mama țățica, dacă nu s-o fi urcat. Să mai stai și lui de vorul. Scoți vorul de la șalun. Și plec. Mai bine ți-o acum văduvă cu coană. Je le sunt, de nimeni nu depind. Dar nu-ți permiți să mai la șalun la front. Dar ce ai țin sub bănci? Ei, Doamne! Cobor în adâncuri ca Gorki sau Kordonski, sperând că am să las curgând în urma mea lacrimi ca Zvarovski, atunci când cu tot cu reviem ca Aronofski am să mă retrag din acest vis. Nu pot să mă abțin. Mi-e scris în destin să vă deschid către divin. Am găsit altărând, n-am găsit al sfârșit, vă pupic. Postura pentru mine e una, în primul rând, de om care iubește efortul și iubește talentul celor care au curajul să vină să se arate. E o îndrăzneală foarte mare. Eu mi-aduc aminte că atunci când mi s-a întâmplat mie asta, aveam inima în urechi, nu aveam în piept și o auzeam cum bate și nu mă puteam stăpâni. Adică nici nu mi-aduc aminte, adică mi-aduc aminte doar momentul de dinainte de a intra pe scenă, pe vremea respectivă era la Mangalia, și momentul de după ce am ieșit de pe scenă. Ce se întâmpla între cele două, aproape că, nu știu, că mi le-a luat cineva cu mâna. Te-ai scântec! Ai niște busiuc? Adu-l! Asenicatu-mă, mănicatu-mă! Azi Sfântul Gheorghe se poftească să o curețe pe Ileana! De cârțiță cârticioasă! De cârțiță văvălească! Pila grifuși la moare cârticioasă cârticioară! Se rămâne casa lei încurată, luminată! N-ar mai călca iarbă verde, nu i-ar mai muri mulți înainte. Pulă de ea să se aleagă de casa, să intre viermi în așternut. Să nu-i mai cânte cucul! Să-i cânte cucuvere! Să urle lupul curtea ta, mă, orbețule, dacă ai inima asta în tine! Toți cei care au fost la mormântare sunt barcolați și colii. Bă, după ce toți au mâncat, se plătește copii tot. Fa! Când o-i muri eu, nu vreau tronesc deja, vreau de fală și să stau cu mâinile așa frumoasă pe piept și să-mi cânte clarinetul la cap. Mă numesc Filo Francesca, am 21 de ani, sunt absolventă aproape a Facultății de Teatru și Televiziune din Cluj-Napoca, de la Universitatea Babeș-Bolyai. Și? Eu sunt Ilie Ștefan Bogdan. Am 23 de ani și eu sunt absolvent al Facultății de Teatru și fiind din Cluj-Napoca. Eu sunt Dogaru Ștefan Gheorghe, am 21 de ani, aproape 22, și eu sunt coleg cu ei la Facultatea de Teatru, adică am terminat acum. Arătăm un moment de grup pe care l-am pregătit la școală. Se numește Richard Sunt Eu, este luat după Richard al III-lea, piesa lui William Shakespeare, și e așa o scurtă incursiune în povestea personajului principal. Și practic o trecere, da, prin viața lui Richard. Oare chiar e atât de bine să fii Richard al III-lea? Tu! Să vezi și tu cum e. Neapărat! Ați aflat? Bun!
ajunge. E vineri seara. Zăpadă, portocale, colinde. Am 22 de ani, sunt proaspăt absolventă a Universității de Teatru și Film de la Cluj. Am venit aici să mă bucur de colegii mei pe care încă nu i-am cunoscut, dar sper să-i cunosc pentru că fiecare în parte are un univers deosebit, extraordinar și sunt foarte fericită. Tocmai ce a trecut o zi plină de surprize plăcute. Am un text foarte drag mie. Și anume textul pe care am învățat eu să citesc în biserică. Și e o compilație dintre un psalm din Catavasier și o rugăciune care se citește la morți. Mi este foarte drag, este foarte apropiată de mine textul ăsta, pentru că în primul rând am învățat să citesc pe el și nu am învățat oricum, că am învățat în public. Iar vrăjmașii mei trăiesc. Și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Gigi Găciuleanu a ales ca, în afară de lucrurile pe care și le pregătesc ei singuri de acasă, să aibă 10 puncte de improvizație. Punctele respective de improvizație se schimbă de la o zi la alta. Sunt 3 zile, practic, să numim așa, de examen, dar e cu ghilimele examen. Și de fiecare dată vezi că cele 10 teme rezonează și cad și se materializează atât de diferit și atât de ingenios și atât de creativ în fiecare. De pildă, dacă unii poate că nu au un moment foarte reușit cel pe care l-au pregătit, dar ajungă să strălucească în chestia asta de improvizație și cu toții suntem wow, uite cât de bine a fost și ce lucruri frumoase s-au întâmplat. Și privesc lucrul ăsta ca pe o experiență foarte frumoasă pe care mi se oferă datorită lui Gigi, care m-a rugat să fac asta, și cred că va fi o gală foarte frumoasă. Mă refer la finaliștii care vor merge la mare anul ăsta. De când m-a făcut să mă rămâne de când m-a făcut să mă rămâne de mint. De când m-a făcut să... Am pregătit un moment de grup pentru Galapo, după textele lui Matei și din Cabaretul Cuvintelor, da? Și momentul se numește Words in Progress. Așa? Am făcut așa o fuziune dintre școala de la București și școala de la Cluj, ca să demonstrăm că ne putem înțelege, chiar dacă sunt două școli diferite, și cred că dacă s-armonie are și o școală.